Difuzăm în reluare emisiunea Cuvântul care zidește. Bun găsit, stimați ascultători! Sunt preotul Narcis Stupcanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește. Stimați ascultători, vom discuta astăzi despre violență și despre riscurile pe care le implică aceasta. Fie că e vorba despre violența verbală sau chiar fizică, acest comportament nu este pe măsura creștinului. De aceea vă propun să descoperim împreună cum poate fi evitată violența. Actele de violență s-au manifestat dintotdeauna, de la mici agresiuni până la atrocități de neînchipuit. Istoria ne demonstrează aceste manifestări ale omului, care nu numai că ne șochează, dar ne arată cât de demonice pot fi aceste ieșiri din fire.
Ceea ce este dramatic constă în faptul că nu învățăm nimic din toate acestea și continuăm și astăzi, într-o lume pe care noi o considerăm civilizată, să ne comportăm urât și să ne agresăm semenii verbal sau fizic. Ei bine, și cu privire la aceste comportamente agresive, Sfinții Părinți ne-au lăsat învățături foarte folositoare. Sfântul Ioan Gură de Aur, în omiliile la Evanghelia după Matei, îi aseamănă pe cei violenți cu necuvântătoarele. Iată ce spunea el. Vreau să mă adresez acum vouă celor care vă încăierați și vă bateți în văzul lumii. Vreau să mă adresez mai cu seamă ție, care ai început cearta și care faci rău. Spune-mi, tu care rănești, care lovești, care sfâșii, ești sălbatic? Nu te rușinezi, nu roșești că ai aruncat noblețea firii tale omenești? Spui că ești sărac? Da, dar ești om liber. Spui că ești muncitor? Da, dar ești creștin. Strângi de gât pe fratele tău, îl înnăbuși, îl trântești la pământ în văzul tuturor și nu te gândești că te faci de râs? Nu te gândești că te apucă furii de fiară sălbatică? Dar, mai bine spus, ajungi mai rău decât fiarele sălbatice. Acelea au totul în comun, trăiesc mai multe la un loc, merg împreună de la o pășune la alta. Noi dinpreună nu avem nimic îndeopște. Toate s-au răsturnat cu susul în jos, peste tot bătăi, certuri, înjurături și dușmănii. Nu mai respectăm nici cerul, la care cu toții îndeopște am fost chemați, nu mai respectăm nici pământul pe care Dumnezeu l-a dat îndeopște tuturor, și nici propria noastră fire. Pe toate le-au spulberat și le-au distrus mânia și dragostea de bani. Iată deci unde își au rădăcinile aceste comportamente ieșite cu totul din comun. Aceste momente de noapte a rațiunii, am putea spune, când chiar și din motive nedemne de luat în seamă, oamenii se năpustesc asupra altora fără să le pese de consecințe. Ei cred că prin astfel de comportamente își recâștigă orgoliul știrbit sau chiar pot rezolva situațiile, însă de fapt nu fac decât să mărească intensitatea certurilor, a urii și a tuturor sentimentelor negative care se ivesc în astfel de momente. În aceste situații este bine să ne gândim la ceea ce ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Să ne fie rușine nouă, care, ca lupii, ne năpustim asupra dușmanilor noștri. Dacă ne purtăm ca oile, învingem. Biruim, chiar dacă ne-ar înconjura haite de lupi, dar dacă ne facem lupi, suntem biruiți, că se depărtează de la noi ajutorul păstorului, adică ajutorul lui Dumnezeu. Că păstorul nu păstorește lupi, ci oi, iar păstorul te păstorește și pleacă de la tine, că tu nu-i îngădui să-și arate puterea sa. Dacă suferi răul, îți arăți blândețea și biruiești. Atribuie-i păstorului întreaga biruință, dar dacă răspunzi cu lovituri și pumni, îi întuneci biruința. Nici să nu ridici brațul, nici să te ostenești, ne îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur. Dumnezeu îți dă această putere ca să biruiești, nu luându-te de piept cu cel ce-ți face rău, ci răbdând numai. Nu lua poziție de atac și ai și biruit. Nu te lua la trântă și ai și fost încununat. Ești cu mult mai bun, cu mult mai puternic decât potrivnicul tău. Pentru ce vrei să te faci de râs? Nu-i da acelui aprilej să spună, ne-am luat la bătaie și l-am biruit, ci lasă-l pe el să se minuneze de purtarea ta cea pașnică și să spună tuturor că ai învins fără să te bați. Cea mai bună metodă de înnăbușire a sentimentelor de mânie care degenerează în violență este răbdarea. Veți spune probabil că nu e posibil ca în acele momente de furie să ai răbdare și poate că așa și este, însă răbdarea poate să ne scoată din încurcătură și de aceea trebuie să fie exersată. Dacă vom căuta să fim raționali în astfel de momente, cu siguranță vom găsi posibilitatea de a ne stăpâni. Tertulian, de exemplu, vorbind despre răbdare, ne-a lăsat câteva sfaturi extrem de folositoare, pe care vi le supun atenției în cele ce urmează.
Dacă va încerca mâna cuiva să ne provoace, ne este de ajutor îndemnul Domnului, care zice: celui ce te lovește peste un obraz, întoarce-l și pe celălalt. Să se prăbușească necinstea în fața răbdării tale, orice lovitură a ei să rămână fără rănire și fără durere. Cu cât mai mult dezarmezi pe cel mai necinstit suportându-l, cu atât mai mult el va fi lovit de Domnul, căci va fi lovit de cel grație căruia pot suporta. Dacă amărăciunea limbii va fi gata să izbucnească în fața certurilor și insultelor, gândește-te la cuvintele: când vă vor vorbi de rău, bucurați-vă. Domnul însuși, în lege, este vorbit de rău și totuși e singur binecuvântat. Așadar, dacă suntem robii Domnului, să-L urmăm și să răbdăm cuvintele de rău, ca să putem fi binecuvântați. Dacă voi asculta fără liniște sufletească vreun cuvânt jignitor sau nesocotit împotriva mea, prin forța lucrurilor voi face eu însumi loc amărăciunii și mă voi chinui într-o răbdare mută. Așadar, când voi răspunde urât la cuvinte urâte, cum voi dovedi că am urmat învățătura Domnului, care spune că omul nu este întinat de murdăria vaselor, ci de ceea ce iese din gură, fiindcă ne așteaptă răspunderea pentru orice cuvânt rostit aiurea? Înseamnă deci că Domnul ne sfătuiește să suportăm cu liniște sufletească de la altul ceea ce ne oprește să facem. Tocmai aici se vede plăcerea răbdării. Orice injurie pricinuită, fie cu vorba, fie cu mâna, când va ataca răbdarea, va avea același efect ca o săgeată care va nimeri și își va frânge vârful într-o piatră foarte tare. Căci lovitura va cădea la fel de infructuos și fără rezultat, ba uneori cu aceeași putere se va întoarce împotriva celui ce a trimis-o. De aceea te rănește cineva ca să te doară, fiindcă bucuria celui ce rănește constă în durerea celui rănit. Deci când îi vei zădărnici bucuria, arătându-te că nu te doare, îl va durea pe el însuși pierderea bucuriei sale. Atunci tu nu numai că vei ieși nerănit, ceea ce pentru tine este de ajuns, dar pe deasupra vei fi și mulțumit de înșelarea adversarului tău și apărat de durere. Acestea sunt roadele și plăcerile răbdării. Eu însă vă spun vouă, nu vă împotriviți celui rău, iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Aceste cuvinte rostite de Mântuitorul, stimați ascultători, cuprind în ele o filosofie mult mai înaltă decât raportarea noastră la această lume. Ele ne dau soluția ieșirii din aceste situații, pentru că, dacă suntem atenți, vedem că Mântuitorul ne-a arătat că nu fratele nostru este cel ce ne face rău, ci diavolul. De aceea ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur că Mântuitorul a și adăugat: dar eu zic vouă, nu vă împotriviți celui rău. N-a spus nu te împotrivi fratelui, ci celui rău, arătând că se îndrăznesc acestea la îndemnul diavolului. Iar pentru că vina a fost pusă în sarcina diavolului, Domnul slăbește și taie mult din mânia ce o purtăm fratelui care ne-a făcut răul. Bineînțeles că poate vă veți întreba, de ce să nu ne opunem răului? Tot Sfântul Ioan Gură de Aur ne răspunde: trebuie, dar nu așa, ci cum a poruncit Hristos, să suferim de bunăvoie răul. Numai așa vei birui răul. Nu stingi focul cu foc, ci cu apă. Dar ca să afli că și în legea veche cel ce suferă răul biruie și că el este cel încununat, cercetează istoria Vechiului Testament și vei vedea că acela ajunge în fruntea celorlalți. Cel care a început răul este socotit că a scos doi ochi, și ochiul aproape lui lui și pe al lui. De aceea, pe bună dreptate, este urât și învinuit de toți. Dimpotrivă, cel căruia pe nedrept i s-a scos ochiul este socotit nevinovat, chiar dacă plătește cu aceeași măsură. De aceea mulți îl compătimesc, pentru că îl socotesc nevinovat chiar după săvârșirea acestei fapte rele. Nenorocirea este aceeași și pentru unul și pentru altul, dar slava nu mai e aceeași nici la Dumnezeu, nici la oameni. De aceea nici nenorocirile lor nu sunt la fel. Mai înainte Domnul spusese: cel care se mânie pe fratele lui în zadar și îl face nebun, vinovat va fi de gheiena focului. Acum,
Hristos cere mai multă înțelepciune. Nu poruncește numai ca cel nedreptățit să stea liniștit, ci să-i dea celuilalt prilejul să facă și mai mare rău, întinzându-i și celălalt obraz. Nu pentru că ar fi drept așa, ci pentru că în fața unui astfel de comportament, puțini ar mai îndrăzni să mai lovească încă o dată, iar cei care ar face-o ar atrage asupra lor o grea pedeapsă. Luând aminte la toate aceste îndemnuri ale Sfinților Părinți, trebuie să încercăm, stimați ascultători, să avem răbdare chiar și atunci când ne grăbim, să fim calmi chiar și atunci când totul se năruie în jurul nostru, pentru că numai astfel putem avea de partea noastră ajutorul lui Dumnezeu. Revolta nu rezolvă o ceartă, ci o aprinde și mai tare. Panica va crea un și mai mare dezastru, însă un dram de înțelepciune va pune întotdeauna capăt disputei. Stimați ascultători, aici a sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să meditați la cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur. Nu stingi focul cu foc!